prima probă mi s-a părut subiectivă, ceea ce era normal. Și întrebările au fost kind of basic, deci până la urmă erau întrebări normale. A fost chiar o probă ok. Sincer, și eu aș fi votat cu Mario pentru prima probă. Mario sau Iorga, cred că între ei doi, chiar au adus niște subiecte foarte bune. Faptul că m-am pus în echipă cu Betty a fost chiar un plus, pentru că amândoi suntem nișați pe tranziții. Dar probabil minusul pe care l-a adus proba a fost că a fost comedy și noi nu facem comedy. Dar până la urmă ne-am adaptat, că n-am avut ce să facem, am băgat acolo puțin accent ardelenesc de la mine. Și din păcate n-a mers. Nu suntem aparent foarte buni pe comedy, am mers pe tranziții, ce știm să facem. Da, sincer, pentru că am adus total altceva în proba respectivă, am băgat tranzițiile, n-a băgat nimeni tranziții în probe, dar am respectat decizia juraților pentru că până la urmă durează mult, doar că eu puteam să le fac și într-un timp mai scurt. Depinde și de nivelul de dificultate ale tranziților.